Salut, prieteni, bine ați venit sau revenit pe canal, iar în acest video o să discutăm despre construirea zilei tale perfecte. Adică, pe cât posibil, ziua pe care ai vrea să o repeți pentru tot restul vieții. Sau, cel puțin, pe cea pe care vrei să o repeți cel mai des, pentru că îți face plăcere. De fapt, în loc de zi, chiar aș spune săptămână, dar poate lăsăm asta pentru un alt video. Și asta pentru că pentru majoritatea dintre noi, probabil zilele de luni sunt diferite de cele de duminică, însă nu vrem să fim nici tipul de persoane care de-abia așteaptă ziua de sâmbătă-duminică și le urăsc pe restul. Cum ar fi să ai tot entuziasmul din lume pentru ziua de luni. Însă, menționez ziua perfectă pentru că vreau să trecem peste 5 lucruri care nu prea se schimbă, adică sunt principii pe care putem în fiecare zi să le maximizăm. Și de fapt ne uităm la construirea zilei tale perfecte pentru că spre deosebire de construirea unui portofoliu de investiții, aici ai mai mult control, adică nu trebuie să te rogi la Dumnezeu că lucrurile o să devină mai bune, pentru că atunci când vorbim de active nu ai cel mai mare control, însă avem destule lucruri pe care le putem controla încât să fim siguri că, unul la mână, o să ajungem la independență financiară și doi la mână că o să ai o viață mai fericită, lucru care de fapt este mai important. Și o să intrăm imediat aici de pe tabletă ca să ne uităm peste acele 5 aspecte pe care le putem optimiza în fiecare zi și asta și pentru că cu cât optimizăm aceste lucruri mai devreme, cu atât efectul lor pe termen lung va fi unul mai bun. Și nu o să vin cu prea multe spoilere, dar clar unul din acele aspecte e sănătatea, însă și atunci când vorbim de bani, e chiar mai important, am făcut și câteva videouri pe TikTok despre asta, dacă nu mă urmărești acolo, sau eventual pe Instagram. Și adevărul e că în momentul când ajungi la o anumită sumă de bani din punct de vedere al venitului, 1000, 2000, 3000, 5000 de euro, orice număr, o să fie foarte greu să mai scazi sub acela. Acela e unul din motivele pentru care cu cât facem mai des aceste optimizări, pentru că personal mă uitam la aceste 5 lucruri aproape în fiecare săptămână la un anumit moment când pur și simplu, eram la un nivel destul de scăzut și trebuia să îmbunătățesc foarte multe aspecte. De fapt, atunci când lucrezi la tine, când totul pentru tine este bine, atunci o să fie mai bine și pentru cei din jurul tău. Și ca să nu pierdem prea mult timp și să trecem imediat aici de pe tabletă, dacă nu ai lăsat un like din prima secundă ale acestui video, poți face în acest moment. Ajută canalul, ajută ca un număr cât mai mare de persoane să afle despre aceste videouri și în câteva secunde după intro ne reîntoarcem. Ok, și acum că ne-am reîntors, o să vorbim despre Fantastic 5. Le dăm un nume, pentru că de fapt chiar sunt niște lucruri fantastice sau mai bine spus foarte importante. Și o să începem cu primul lucru pentru că vreau să gândim logic. Unul din cele mai importante lucruri și ca să facem bani este somnul. Și nu o să vorbesc prea mult despre el pentru că de fapt chiar am făcut o serie de mai multe videouri, desigur. Calitatea era cu totul alta din punct de vedere al sunetului, al videoului, chiar și modul meu prin care prezentam, dar informațiile erau foarte bune. Asta a fost făcut acum vreo 4 ani dacă nu mă îndoiesc. O să găsești seria despre somn pe la începutul canalului sau dacă vrei poți să citești cartea lui Matthew Walker sau să-l asculți în podcasturi. Acele informații sunt, aș spune, cele de bază pentru majoritatea persoanelor. Nu o să vorbim prea mult pentru că toate informațiile bune deja se află acolo. Cu singurul lucru care trebuie menționat este că între timp informațiile din carte oarecum au fost actualizate prin știință. De aceea aș recomanda în cel mai multe cazuri să ascultăm podcasturi, să ne uităm pe YouTube, pentru că de fapt putem să găsim autorul pe YouTube. Și când e vorba de somn avem, aș spune, două variabile principale. 1. Ar fi cantitatea, care este destul de importantă, adică vrem să avem un 6-8 ore în funcție de persoană, mai mult sau mai puțin, dar ceea ce ne interesează de fapt și mai mult după ce să spunem că am atins cantitatea, ar fi calitatea. Și aici nu o să menționez toate lucrurile pentru că le menționează doctorul de somn, cum este denumit Matthew Walker, dar când este vorba de calitate, de exemplu, sunt niște principii bune pe care să le urmăm. Sau aș spune eu niște lucruri pe care ar trebui să le evităm, pentru că acelea de fapt sunt cele care pot să dăuneze. Și printre acelea ar fi, de exemplu, alcoolul, chiar dacă după aceea, după ce îl bei, o să dormi bine, în cele mai multe cazuri nu o să fie o calitate prea ridicată și la fel cu cofeina. Am vorbit mai mult în această serie, cu câte ore înainte ar trebui ideal să bem, dar aceste lucruri e clar că dacă le învățăm odată, după aceea ne vor ajuta pentru tot restul vieții. Adică ai vrea să le înveți la 60 de ani sau dacă ai fi putut să le fi învățat la 13-14 ani. Mai ales că acestea au un efect de dobândă compusă. O să ne uităm imediat și la bani, dar practic, dacă poți să câștigi de la 14-15 ani într-un anumit domeniu care oricum va crește cu timpul, 1000-2000 de dolari. Crezi că la 25 vei putea să faci vreo 5.000, 10.000 sau 5.000, poate chiar mai mult? Cel mai probabil da. Însă, după aceea, hai să vorbim despre punctul numărul 2 și acela ar fi mâncarea. Acesta este un subiect cu foarte multe variabile, așa că nici măcar nu o să încerc să-l acopăr, dar am și despre suplimente un video și asta pentru că atunci când este vorba de mâncare, cam știm ce ne trebuie, adică proteină, grăsimi esențiale, de unde le luăm, fiecare decide. Însă am făcut seria despre suplimente sau superalimente pentru că acelea de fapt nu prea putem să le luăm dacă nu le cumpărăm intenționat. Adică magneziu nu o să dai de el așa la întâmplare prin orice mâncare. Și aici aș spune la fel că este vorba despre cantitate, adică știm. Majoritatea dintre noi trebuie să mâncăm un anume număr de calorii și e ușor de văzut dacă mănânci peste sau sub, o să ai mai multe kilograme sau nu. Însă după aceea mai avem și un alt aspect și acesta este mai greu de văzut pentru că poți fi o persoană slabă, dar dacă mănânci doar McDonald's, atunci nu ești neapărat cea mai sănătoasă persoană. Și asta, desigur, se vede la analize, sunt foarte multe analize. Adică nu o să vorbim acum de genom, de ADN, nu s-a ajuns chiar în punctul în care toată lumea poate să-și permită asta, dar când este vorba despre calitate, nu este foarte greu să ne dăm seama cam care ar fi alimentele destul de sănătoase. Adică am menționat și eu un video despre suplimente sau superalimente, că uleiul de măsline, aproape la orice studiu la care ne uităm, o să vedem că ajută sănătatea și mai ales longevitatea. Și de exemplu, și eu unul, în acest moment am ajuns în punctul în care iau cam, să spunem, 20-30 de suplimente, însă asta pentru că s-au adunat cu timpul. Știu că multe dintre ele, poate chiar 50-80% nu ajută, dar dacă 20% dintre ele au un efect de doar 2-3%, atunci acei bani sunt foarte ușor de justificat. Adică dacă putem să trăim cu 1-2 ani mai târziu în viață, de fapt acest lucru e neprețuit, dar și dacă am pune o valoare, o să vedem că este una destul de mare, mai ales că până atunci o să culegem destule active. Însă hai să trecem la punctul numărul 3 și acela ar fi mișcarea. Și aici nu o să intrăm în foarte multe detalii pentru că la fel am făcut un video și despre mișcare și eventual ce putem să ne cumpărăm ca să facem niște mișcare adițională în casă, însă pentru multe persoane e de ajuns și dacă mergem. Adică personal în acest moment, chiar dacă acum un an, acum 2 ani făceam poate 1000, maxim 2000 de pași pe zi și asta cel mai multe cazuri prin casă, acum încerc să fac cam 10.000 și de fapt nu ia din această parte de muncă, de productivitate, pentru că de fapt cu telefonul ziua de azi este extrem de simplu să ieșim, să mergem și să ne vedem de treabă. Însă, desigur, trebuie să avem grijă și de masa musculară, pentru că, de fapt, mai târziu în viață o scontez destul de mult. Însă, vreau să ne gândim destul de simplu și aici. Este vorba despre cantitate, adică câte ore faci mișcare în fiecare săptămână. Ideal, cât mai multe, dar să nu uităm că, mai ales dacă ridicăm greutăți, de exemplu, nu vrem să facem 3 ore pe zi. Adică nici Arnold Schwarzenegger nu făcea atât de mult în cele mai multe cazuri și, dacă făcea, de fapt lua steroizi, așa că trebuie să fim conștienți cât de mult ar cam trebui să facem și după aceea este vorba și despre calitatea. Adică este o diferență destul de mare între a face niște pași, să spunem chiar și 10.000, deși este un lucru foarte sănătos, însă asta nu ne va ajuta prea mult cu masa musculară, așa că trebuie să ne focusăm și pe acea parte de calitate. Ok, și am trecut de lucrurile de bază, așa că o să trecem acum la lucrurile ceva mai avansate și cel ar fi, de fapt acesta spune că e cel mai important lucru, dar hai să ne uităm la mentalitate. Și practic gândește în felul următor, că aproape toți avem același creier precum Elon Musk, dar nu am consumat aceleași informații, nu am luat aceleași decizii de calitate și de aceea nu suntem în aceeași postură. Desigur, câteodată nu vrei tot acel stres, deci e perfect normal. Însă adevărul e că mentalitatea poți să ți-o construiești cum dorești și de aceea o să vin aici cu 3 pași prin care cred că putem să ne gândim la mentalitate și cum să o schimbăm. Pentru că de obicei asta vrem, să ne analizăm și să vedem unde sunt poate golurile sau eventual ce poate fi îmbunătățit ca să ne ajute, mai ales pentru ce urmează la punctul 5, adică banii. Și aici putem să ne gândim la următorii 3 pași. Unul la mână, trebuie să înveți, trebuie să consumi conținut ca să dai de un nou concept, după aceea trebuie să-l și implementezi, pentru că foarte multe persoane se opresc aici și de fapt și eu sunt vinovat de asta aproape în fiecare zi sau săptămână. Însă e normal, nu totul poate să fie o prioritate și nu totul se va schimba peste noapte. Însă, după ce implementăm, atunci în ce din urmă aș spune că acel lucru devine identitate sau obișnuință. Și ideea este următoarea. Vrei să fii o persoană mai optimistă, pozitivă și așa mai departe? E bine, în primul rând trebuie să învățăm, trebuie să vedem, ok, ce fac persoanele optimiste, cum gândesc, se gândesc mai mult la viitor decât la trecut, se gândesc cum ar putea să meargă lucrurile bine, pentru că până la urmă este vorba despre întrebări. Dacă ne punem întrebări mai de calitate, o să avem și răspunsuri mai de calitate. Și aici este vorba despre muncă și despre implementare. Adică e foarte ușor să găsim informațiile, să vedem, ok, care sunt întrebările peste care putem să trecem, încât să avem o gândire mai pozitivă. Însă întrebarea este, poți să o faci și nu doar o dată, să o repezi de destule ori încât să devină obișnuință sau identitate? Adică, dacă înveți cum să nu mai fumezi, de exemplu, și încerci, poate mai multe metode, în cele din urmă o să spui că nici nu te gândești să fumezi, adică nu sunt un fumător și vedem cât de mult contează limbajul. Însă clar, acesta este un subiect despre care am putea să facem tot canalul de YouTube, așa că nu o să intrăm mai mult în detalii, dar vreau să fie ca un punct de start, pentru că după aceea vreau să ajungem la ultimul punct despre care vorbim cel mai des pe acest canal, care desigur devine mult mai ușor în momentul când avem grijă de toate celelalte patru, dar acela ar fi banii. Și vreau și aici să ne gândim din 3 puncte de vedere, asta pentru că vreau să simplificăm și unul la mână vreau să ne gândim cât câștigi și apoi 2 și 3, care aș spune că sunt mai puțin importante pentru că în cel mai multe cazuri cred că pe acesta trebuie să ne concentrăm, dar după aceea este vorba și despre cât economisești și 3 la mână cât investești. Și o să zic imediat de ce le-am delimitat pe cele două, însă la cât câștigi, aș spune că avem cel mai mare control. Adică, un exemplu destul de rapid. Să spunem că câștigi 0 dolari, da? Normal că trebuie de la 0 să ajungi probabil undeva la un 500-1000, adică trebuie să începi de undeva. Adică foarte rar se va întâmpla ca cineva care de-abia începe să sară pe o treaptă care pentru foarte multe persoane durează poate 20 de ani. E posibil? Da. Adică se poate realiza într-un an sau 2, ce alte persoane realizează în 15-20 de ani, dar nu chiar orice. Adică să construiești următorul Amazon va dura exact atât, adică niște decenii. Însă, pentru că aici foarte multe persoane nu sunt neapărat dispuse să depună efort, adică știm cu toții, de foarte multe ori procrastinăm. Și o să menționez imediat pe ce trebuie să ne concentrăm ca să câștigăm din ce mai mulți bani, sau cel puțin până unde vrem să ajungem, însă unul la mână vreau să trecem peste cât economisești și cât investești. De exemplu, în cazul meu, acest număr o să fluctueze, dar vreau aproape întotdeauna, pe cât posibil, să fie 50% plus. De fapt și în acest moment investez mai mult de 50%, însă ca un minim, pentru că putem să facem și aceste calcule și de fapt am și un video pe TikTok care arăt că în cam 14 ani, dacă investim 50% din venit, o să ajungem la independență financiară. Și după aceea, când vorbim despre economisire, normal că și aici numărul o să fluctueze foarte mult și o să fluctueze în funcție de cât câștigăm, la care o să trecem imediat. Dar când te gândești la cât economisești, în cazul meu, pot să spun că, în general, vreau să fie puțin mai mare decât cât investești. Și asta pentru că acest 5-10% vreau să fie pus deoparte, să fie ca un fel de pătură financiară. Nu de alta, dar nu este ca și cum vrem neapărat să fie toți banii în investiții, ci vrem să avem și unii la dispoziție în orice moment. Și dacă putem să primim și o dobândă pentru aceea, atunci ar fi ideal. Am mai postat și pe Instagram că în acest moment, lucru care probabil se va schimba dacă vezi video peste o lună, 5 luni, 6 luni, 2 ani, 3 ani. Însă acum, de exemplu, o parte din bani se află pe Wise pentru că primesc o dobândă de vreo 2,3, 2,4 dacă nu mă îndoiesc, post-taxe, ceea ce normal contează. Adică pentru multe acțiuni în care investim, acela ar fi dividendul anual. Însă, hai să trecem la cea mai importantă parte pentru că de fapt aici am și o conversație cu persoanele apropiate când se poate și aici este vorba despre skill, adică ce știi să faci. În cel mai multe cazuri, dacă nu câștigăm cât vrem, pur și simplu nu avem un skill. Adică, poate ai un skill și l-ai foarte bun, adică poți câștigi, să spunem, poate 5.000 de dolari cu el, dar câștigi doar vreo 2.000. Și asta de ce? Simplu, pentru că poate îți lipsește un alt skill, precum, să spunem, comunicarea. Adică da, ești foarte bun la ceea ce faci, o spunem aici un checkmark, dar poate nu ai această comunicare care, dacă ar exista și ar fi destul de bună, poate ai ajunge la acest 5.000. Și de aceea aici ar fi la fel ca mai devreme, vrei unul la mână să înveți și doi la mână să aplici acel skill. Adică gândește în felul următor, poți consumi tot conținutul din lume despre comunicare, despre cum să vinzi și așa mai departe. Dar dacă nu îl încerci în viața reală, poate devii mai bun, dar o să fie o viteză foarte lentă. Adică, să spunem că ai două persoane. Cu roșu ai o persoană care citește foarte mult, se uită la video pe YouTube și așa mai departe. Aceasta ar fi creșterea. Și după aceea ai o persoană care din prima zi se duce în viața reală și încearcă să înveți mai repede. Și cam așa o să arate creșterea pe termen lung. De fapt, mai arăt aici scăderi din simplu motiv că dacă te descurajezi, normal, s-ar putea chiar să pierzi din acel skill. Însă, ca o concluzie, aș spune următorul lucru, că dacă ne gândim la bani, aceștia, în mare parte, sunt influențați de toate celelalte lucruri pe care le-am menționat aici. Adică, poți să nu faci mișcare, să nu fii într-o formă bună, da, dar nu te-ai simți la fel de bine dacă ai avea aproape toate aceste lucruri la un nivel cât mai înalt. Adică, dacă nu dormi bine, o să fie destul de greu să-ți folosești toate capabilitățile mentale. Dacă nu mănânci bine, e ca și cum ai încercat să pui într-o mașină ulei în loc de benzină. Normal că nu este ideal. Și la fel și cu mișcarea. Adică, personal, când merg 10.000 de pași, mă simt mult mai bine. Și la fel și tu poți să încerci. Adică unele lucruri, ideal, nici măcar nu așteptăm sau nu stă să citim 10.000 de articole sau 10.000 de studii despre asta, e mult mai simplu și mai rapid să încercăm și dacă ne ajută, practic așa avem un plus în viața noastră. Și primele trei chiar spune că sunt cele mai simple pentru că înveți lucrurile destul de repede, nu sunt foarte multe lucruri de învățat și după aceea la mentalitate este de muncă pentru tot restul vieții. Ideal încercăm să nu scădem sub un anumit nivel, deși aici e mai greu de cuantificat, însă la bani e destul de ușor. Adică ne uităm la niște numere, ne dăm seama, câștigăm mai mult, nu câștigăm mai mult, economisim mai mult, nu economisim mai mult și investim mai mult sau nu investim mai mult. Și ce mai important, să ne creștem numărul de active. Și cu asta terminăm, să filmăm aici de pe tabletă, sper că acest video a ajutat pentru că de fapt aceste lucruri aș spune că ne ajută extrem de mult, ne ajută mult mai mult decât cercetarea unei companii, ne ajută mult mai mult decât să urmărim doar un video despre unul din acele subiecte pentru că aici practic ne uităm la toate într-un mod holistic și cu cât putem să le creștem pe fiecare, putem să ne gândim un level de la 0 la 100. Nu o să ajungă nimeni la 100 și asta e normal. De fapt, întrebarea este dacă ne gândim de la 0 la 100, cine o să decidă care este acel număr? Până la urmă, tot noi. Și de aceea mentalitatea e foarte importantă, iar ca o concluzie adițională, putem să ne gândim că mentalitatea de a face progres cu toate aceste lucruri pentru totdeauna ne va ajuta enorm. Și dacă ești de acord, poți dai din cap că, da, parcă are dreptate ce spune Felix. Și, pentru că nu sunt un mare fan al teoriei, cât sunt un fan al acțiunii, dacă dorești, poți să începi deja, să-ți notezi toate aceste lucruri, să vezi ce poți să îmbunătățești și hai să trecem la treabă. Și cu asta încheiem pentru acest video. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like. Dacă nu ai apăsat deja pe butonul de subscribe, mai ales nu ai dat pe clopoțelul de lângă pentru a primi o notificare imediat ce scot un alt video, poți face în acest moment. Și până data viitoare îți urez toate cele bune. Fie că e vorba de investiții sau de orice altceva.